Dacă în lumea asta plină de necaz și de durere, în care găsești adesea lacrimi fără mângâiere, prin toată întunericimea vei vedea un drum spinos, mergi pe el fără îndoială, și pe aici apezi Hristos. Chiar de costă încercare, poate chiar la primii pași, nu privi la urma umbrei, nici la cei mai mulți rămași. Suferind, răbdând o cară, mergi încrezător pe el, căci pe dealul căpăținii și Hristos a mers la fel. Apoi știi căci pe alocuri, drumul greu dar luminos, tu să știi căci pe acolo a trecut cândva Hristos. Chiar dacă costă boli, chinuri, încercări, rabdă, poate că nici nu bagi în seamă, cercetează cu răbdare drumul de bolovanos, atunci să fii sigur că e drumul lui Hristos. Nu e nete de cărarea, care duce în cerul sus, că-și despus și îmbăibare pe această cale nus, e numită calea sfântă, că-și pe ea ne-ai încetat, trebuie să fii o pildă, răbdător și înfrânat. Lumea încearcă cu ură să oprească al tău drum, să-l barecadeze într-una cu al momilor de fum. Tu arată-le că-și drumul de creștin de credincios, i-a călcat pe urma Domnului Iisus Hristos. Fă-i prin fapte să înțeleagă, oricât ei ar dori, urma pașilor lui Iisus nu vor putea acoperi, nici cu plâie, nici cu din soare, căci e calea îngustă, sfântă și neperitoare, căci batjocura și ura sunt din ce în ce mai mari, și alături de tine, mulți cu vorbe hulitoare, tăinuit te sfâipă în față, spun că ești pretențios, tu le rabdă, te gândește, căci pe aici a mers Hristos. Dacă vrei să ajungi în ceruri, nu zice niciodată